Aveam de gând să vorbesc, dar în atmosfera aceasta solemnă de aici, mi-a venit în minte un moment, sau ultimul moment, ultima discuție pe care am avut-o cu Daniel și mi-a provocat un zâmbet și aș vrea să-mi motivez acest zâmbet. Și pentru faptul că am trecut printr-o perioadă destul de grea cu momente dramatice, să spun, în viață, am încercat să elimin verbele la trecut și să le folosesc cele la prezent. Prin urmare, Daniel nu a fost, ci este. Pentru mine, Daniel este. Pregăteam unul dintre volumele de poezii, acum vreo 2 ani, și Daniel m-a sunat. Și mi-a spus, da, este o selecție frumoasă, am făcut o antologie, selecție frumoasă, o selecție bună, am o mică observație. Aveți aici o poezie în care, și mi-a spus el care este poezia, în care este aici o formulare ce ar trebui lucrată. Era vorba despre o coroană și spuneam eu, la poarta mântuirii se mi-o pui. Și a zis, ce nu e în ordine? Și mi-a spus așa, Tudor este acasă? Tudor fiind nepotul meu, care studie la literă. Și a spus, e acasă. Dați-mi un pic la telefon. I l-am dat la telefon, nu știu ce a vorbit, 2 secunde, dar Tudor s-a întors și mi-a spus, mamă, dar e posibil să scrie așa ceva? Deci, mi-a dat telefonul și Daniel mi-a spus următorul lucru, rezen. V-ați lămurit? Zic, da, m-am lămurit. Așa că, după un timp, după câteva minute, am refăcut versul respectiv și pentru mine Daniel a rămas cu riscul acela. Și vreau să-l păstrez așa. Vă mulțumesc! Cu privirea pătrunzătoare și etern surprinsă de mari întrebări ale lumii, peste care stă mereu aplicat, fie cu o îndârjire temerară, fie cu o melancolie blajină, Daniel Hoblea pare un alt hidalg rătăcit pe miorticul plaii. Deasupra muntelui de cărți ale cărui culp sunt între cele mai favorite, Platon, Sfânt Augustin, Nietzsche, Berdaev, Cioran, Kafka, Eminescu, Noica, Ileade, Țuțea, etc., el vede ideile, se înarmează cu iubire și credință nestrămutată, pleacă la luptă și încearcă dramatic să nu se lase învăluit până la dispariție de aura lor. Rezultatul e un straniu turnir al cuvintelor, desfășurat într-o carte superbă, intitulată Gâlceala Himerelor. Construită dintr-un substanțial amalgam de cugetări și reflexii nocturne, de neliniști abisale, de aforisme și sentințe memorabile, de sondări temeinice ale realității exterioare și mai ales ale sinelui, fascinația unei asemenea cărți rezidă în alteritatea și luciditatea ei copleșitoare, în tensiunea scriturii pe care o degajă cuvintele pornite în căutarea himenelor. De altfel, scrisul însuși e deopotrivă leitmotivul și obsesia acestor pagini mirabile, în care viața, iubirea divină și moartea sunt tot atâtea iluminări și irizări ale ființei ultragiate de invazia formelor și a evidențelor. Uneori, dincolo de inefabila terapie a sufletului, de redobândirea liniștii și armoniei originare, scrisul echivalează cu levitația, cu beatitudinea. Citez. Ce voluptate dureroasă îți procură uneori actul scrisului? Un cuvânt, două cuvinte și iată-te la un pas de extaz. Nu te miști, nu contempli, nu cauți, ci doar te lași în voia cuvintelor care te vor purta spre zări neștiute, beatifice, spre zări de nezărit. Atunci fiecare cuvânt ți se pare o arcă în care plutești pe deasupra potopului simțurilor, o cheie prin care ți se deschid lumi vaste, lumi de splendor din care n-ai mai vrea să revii. Am încheiat citatul, dar revin cu un alt citat. Când scriu, îmi pare că-s mult cuvintele din întuneric.
dintr-un loc atât de adânc, încât mă întreb cum de nu m-am prăbușit încă în această bolboană insondabilă. Am încheiat citatul. Alteori, slova de foc e întipărită după un dulce și îndelungat chin, iar scrisul devine, citez, forma cea mai rafinată de autoflagelare. Am încheiat citatul. Oricum ar fi el, paradisiac sau infernal, scrisul este un antidot al morții și rămâne prin excelență un act de mistică devoțiune. Citez, a scrie înseamnă a-i face curte morții. Așadar, conștient sau nu, a încercat să o îndupleci, să o cucerești, să o împingi pe marea necunoscută. De aceea, după rugăciune, scrisul este cel mai donchihotesc dintre toate actele omului, deci și cel mai apropiat de esența noastră. Am încheiat citatul. Paradoxul lui Daniel Hoblea, unul dintre multe altele, este acela că el se simte, citez, între cărți, ca într-o cetate pe care nu o poate cuceri decât Dumnezeu. Am încheiat citatul. Deși respinge ipostaza Paradisului ca o bibliotecă, așa cum îl vedea Borges, și mărturisește cu vehemență că biblioteca nu poate fi decât paradisul șoarecilor și al liber cugetătorilor. Chiar dacă, citez, nu țin loc de nimic, cărțile sunt palide răsfrângeri ale bolții cerești, oglindit la scară umană a acestei icoane a tainei. Am încheiat citatul. Iar sub platoșa rebelului sceptic se ascund mai degrabă cultura, loialitatea și onoarea celebrului cavaler al tristei figuri, decât spoiala, meschinăria și lipsa de sensibilitate a omului cu picioarele pe pământ din vremurile noastre încurajări. Citesc. Nu-i de mirare că într-o epocă atât de jalnică din punct de vedere spiritual ca al noastră, expresia om cu capul în nori are un sens peiorativ, când, de fapt, ea este o caracterizare admirabilă a celuia care a reușit să-și înalțe mintea deasupra deșertăciunilor acestei lumi, la cele netrecătoare. În schimb, astăzi sunt foarte apreciați, așa zis, și oameni cu picioare pe pământ. Adică indivizii ce își trăiesc cu voluptate captivitatea în această vale a plângerii pe care ei o numesc viață și pe care o consideră, bineînțeles, singura realitate. Pragmaticii, iluzionați de aparență, se trudesc de zor să construiască un mușuroi cât mai funcțional și mai plăcut, de parcă n-ar trebui să-l părăsească niciodată, în care visătorii se vor sufoca întotdeauna și din care, pe bună dreptate, vor încerca mereu să se elibereze. Firește! Visătorii calcă și ei pământul cu picioarele și nu-și fac un merit din asta, dar nu sunt decât aparent în locul pe care calcă și ei pământul cu picioarele. Întreaga lor ființă este acolo unde le este gândul, în nori, pe când celorlalți, imediaților, cum îi numea Camil Petrescu, unde le sunt picioarele, acolo le e și capul. Am încheiat citatul. Din păcate, neștiuți de nimeni, visătorii se sting în tăcere și îi îngroapă uitarea. Proliferează însă delinvenții revoluționare de profesie, demagogii băilor de mulțime, salvatorii neamului și prezicătorii apocalipsei. Hotărât lucru, îl citesc din nou pe Daniel Hoblea, Leibniz avea dreptate. Lumea aceasta este cea mai bună dintre toate lumile posibile, dar a uitat să precizeze pentru cine. Am încheiat citatul. La marginea planetei de hârtie, acolo unde ierarhiile s-au răsturnat de multă vreme, iar pălăvrăgeala pare o condiție sine qua non a pseudo-existenței noastre, cuvintele se încolonează din nou pentru a participa la neobișnuitul turnir sau, altfel spus, pentru a primi drept lauri calea spre adevărata împlinire. Într-un asemenea univers confuz și absurd, dominat de adăpuțelnicia minciunii de moștrile tranziției, de necredința ca singură formă de ratare, firul Arianei îl reprezintă neîndoielnic iubirea. Citez, străină oricărei condiționări spațio-temporale, iubirea scapă tuturor încercărilor noastre de a o raționaliza. Neaparținând regulii cantității, nu putem iubi metri sau kilometri, cu alte cuvinte, nefiind cuantificabilă, iubirea nu poate fi posedată, comercializată, prețuită.
Ea poate fi privită, folosind tehnologia Sfântului Dionisie Areopagitul, drept una din lumirile inteligibile ale lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură, identificând-o chiar cu Dumnezeu. Iubirea exclude orice fragmentare a ființei noastre, împotrivindu-se oricărei viziuni parțiale asupra existenței. Dacă încercăm să o îngrădim la unul sau altul din aspectele particulare ale ființării, o lipsim de cea mai importantă caracteristică a ei, tendința totalizantă, unificatoare, a tuturor stărilor de fire cu cel ce se află în toate, dar și le transcede pe toate în mod absolut. Am încheiat citatul. Și l-am stimat într-un mod, cum să vă spun, crescendo. Pentru că la început mi se părea, bă, un fel de fly fluid din ăsta, care a apărut în zonă și mai multe de așa mie tâmpoate. Cu timpul m-am convins că este altceva. Și atunci când ne-am cunoscut mai profund, am văzut că scrie bine poezie, nu era extrem de orientat, extrem de bine orientat în poezie, în schimb, filozofie, mă rog, făcea un fel de ucenicie în lume, bădică, nu prea am vedea o mie mare credere ucenicii bădică, cu bădică însuși, cum vedea și... pentru că i-am construit biografic mai îndeaproape. În timp însă, am scris în trei rânduri despre scrierile lui Daniel Vodă. Am scris despre Cartea Himnerilor și am scris o recenzie aplicată, pentru că mi s-a părut într-adevăr un om serios. Și am văzut acolo că ceea ce studia, chiar dacă era nu întotdeauna foarte bine organizat, foarte bine, cum să vă spun, ordonată materia pe care o parcurgea, nu lucra neapărat cu fișe sau cu nouă, foarte sistematic, a rămas cu atâta cât avea nevoie ca să-i stimuleze talentul natural. A venit apoi timpul când am fost solicitat pe către Daniel să fac o prefață la Zigzag. La această carte, postumă din păcate, care oarecum completează imaginea Himenei. Efectiv, mi s-a părut o carte splendidă, citită așa, ca și o filozofie din aceasta fulgurantă, de genul celor practicate de către mulți în secolul 20. Am salutat cu mare entuziasm apariția acestui vers, care nu mi s-a părut cu nimic sub nivelul celei practică Ceava Himene. Iar despre poezia sa, de asemenea, am scris odată și acolo, sincer să spun, mi s-a părut dintre acei poezi care văd poezia, simt poezia, o trăiesc, sunt poeți din această speță, pentru care poezia seamănă cu arhitectura lui lemn care arde. Adică îl privești, mai ales într-un amur sau în zorii unei zile și la o nouă deschidere a ploapelor acea arhitectură se schimbă, arată altă. Așa pricepea el poezia și cred că asta este esența poeziei. Vă mulțumesc!